Inescu Soare pe Radio România Actualități. Astăzi, în ziua femeilor din mediul rural, o temă importantă pe care, pentru a o dezbate, o temă care ne permite să o invităm pe Ramona Duminicioiu, președinta Asociației Eco-Ruralii. Sunt direct cu noi. Să rămână, doamnă! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Vă salut din Timișoara de la Festivalul La Pas, un festival de gastronomie tradițională și artizanală, unde tocmai aveam o discuție cu colegii despre importanța hranei locale. Sunt și foarte multe femei care își prezintă aici inițiative de producție de hrană locală. Da, deci mulțumesc pentru invitație și da, este o zi foarte importantă pentru noi. Mă gândeam că dacă v-am luat dintr-o discuție e una, dacă vă ridicam de la masă era cu totul altceva, vă prezentam 100% scuze. Bun, vedeam în prezentarea dumneavoastră la Asociația Eco-Ruralis o exprimare care e destul de dură, dar care chiar cred că este reală, și anume că femeile din mediul rural se confruntă cu o dublă discriminare. Prima este legată de mediul rural, care e cumva marginalizat, a spune, în continuare, și a doua, discriminare împotriva femeilor în general. Deci, cred că există asta. Și despre asta vreau să ne povestiți un pic, pentru că este ziua femeilor din mediul rural. Bănuiesc că dumneavoastră proveniți de acolo. Da, eu sunt o țărancă, sunt din comuna Ionești, județul Vâlcea. Provin dintr-o familie de multe generații de țărani. Și exact așa cum spuneți și dumneavoastră, trebuie să vorbim despre discriminarea cu care se confruntă femeile și fetițele, special cele din mediul rural, care au neajunsul de a nu fi incluse în politici publice măsuri de sprijin pentru dezvoltarea mediului rural, care este lăsat în urmă de foarte multă vreme. În mod istoric, mediul rural a fost întotdeauna pe planul 2 în politicile de dezvoltare și, pe de altă parte, cu această discriminare împotriva femeilor, care nu recunosc rolul femeilor și nu răsplătesc munca femeilor. Și nu vorbim de un segment nesemnificativ de populație, practic din cei 46% din populația României care trăiește în mediul rural, jumătate sunt femei, vorbim practic de un sfert din populația țării care în mod istoric nu a fost răsplătită pentru munca depusă, pentru rolul cheie pe care îl joacă în securitatea alimentară, în hrănirea comunităților noastre, familiilor noastre. Și putem să folosim celelalte 364, mă scuzați, sunt un pic, deci putem să folosim celelalte zile din an să punem în aplicare toate aceste idei pe care le exprimăm în această zi simbolică de sărbătorire a femeii din mediul rural, ca să schimbăm situația și de la an la an, să nu mai vorbim de problemele cu care ne confruntăm, ci să sărbătorim, de fapt, rezultatele pozitive. Asociația Eco-Ruralis e o asociație de țărani și țărânci. Da. Din ce an sunteți cu asociația? Ne-am înființat în anul 2009, deci practic avem 14 ani de activitate. Am început inițial cu câteva zeci de familii și în prezent avem aproape 20.000 de membri în toate județele țării, chiar și în cele mai, cum să zic eu, marginalizate și îndepărtate comunități rurale. Suntem o organizație în creștere și rolul nostru este să reprezentăm vocea populației sărace, marginalizate din mediul rural, dar care e activă pe câmpuri, care produce hrană, care nu lasă terenurile de izbeliște și țin mediul rural viu. În 14 ani de când sunteți dumneavoastră în această asociație, de când există această asociație și... sunteți în fenomen, sunteți în mediu. Politicile publice în România s-au sensibilizat apropo de mediul rural? Foarte puțin și doar la presiunile Comisiei Europene, culmea. România are o problemă foarte mare în a recunoaște rolul și drepturile populației din mediul rural și aș putea să vorbesc aici chiar de o decizie recentă la care a luat parte România. România este membră în Consiliul pentru Drepturile Omului în Geneva de anul acesta. Avem un mandat de 3 ani ca țară de participare în acest spațiu ONU și săptămâna trecută s-a votat o rezoluție pentru crearea unui grup de experți la nivel ONU pentru implementarea drepturilor țăranilor la nivel internațional și România s-a abținut de la acest vot în ciuda
eforturilor disperate pe care le-a întreprins asociația noastră de a convinge Guvernul României să susțină această rezoluție și prin abținerea de la vot, România transmite încă o dată un mesaj negativ populației rurale, inclusiv țărăncilor și femeilor din mediul rural. Wow! Dar oare de ce? Aveți o bănuială sau cum? Da, au motivat în mod absurd că dacă conferim drepturi în plus, drepturi suplimentare populației din mediul rural, vom crea un fel de discriminare față de alte segmente, față de alte grupuri sociale și au motivat într-un mod foarte sloganistic că drepturile omului sunt universale și trebuie să se aplice în mod egal tuturor, ne ținând cont de faptul că în dreptul internațional drepturile omului funcționează și după principiul evoluției, ele evoluează. Noi nu trăim și funcționăm după Carta Drepturilor Omului adoptată acum zeci și zeci de ani. Ele evoluează odată cu societatea, odată cu nevoile, noile probleme cu care ne confruntăm. Foarte interesant această veste. Te lasă bușbe, cum spune francezul, cu gura căscată. Vestea bună este că s-a adoptat această rezoluție în ciuda listei de sprijin din partea României și noi vom continua eforturile cu Ministerul Agriculturii, cu toate ministerele de resort, să facem training-uri, să-i educăm cu privire la drepturile noastre și de ce trebuie adaptate politicile publice și drepturilor omului, nu doar priorităților economice. Ramona Duminicioiu, președintele Asociației Cororalis. De 10 ani lucrați la recuperarea, producția și răspândirea soiurilor tradiționale de semințe. Și acum vine întrebarea mea, care de fapt e o curiozitate de neavenit, de nepriceput, dacă mai avem așa ceva, adică semințele tradiționale. Da, de mai bine de 10 ani asociația noastră a lucrat intens în producția de semințe locale și distribuția la nivel național. Am lucrat nu doar la educarea publicului despre importanța soiurilor locale și tradiționale, dar și să motivăm țăranii și să-i mobilizăm să recupereze aceste soiuri locale. Da, ele există în continuare în România și credem că prin munca noastră și altor grupuri care au fost inspirate de-a lungul ultimei decade, am contribuit la revitalizarea patrimoniului genetic tradițional în țara noastră. Ele sunt, cum să zic, este chiar un trend de folosire a soiurilor locale pentru că sunt mai adaptate condițiilor climatice de climă. De climă din ce în ce mai problematice. Sunt adaptate culturii culinare. De exemplu, nu se poate face bulion dintr-un soi de tomată hibridă pentru că nu are consistența necesară, nu are gustul și necesită mai puține tratamente chimice care sunt în perfectă, cum să zic eu, se aliniază perfect cu contextul economic problematic când pesticidele sunt foarte scumpe, ele afectează, bineînțeles, și sănătatea noastră, a mediului, nu sunt de recomandat, dar trebuie să găsim din ce în ce mai multe soluții pentru agricultura agroecologică și semințele tradiționale sunt exact cheia, sunt soluția pentru toate aceste probleme. Și da, avem vești bune din partea asta, dar avem, bineînțeles, nevoie în pasul următor și de politici publice care să sprijine și mai mult folosirea de semințe tradiționale în întregul sector agricol. Vindeți cumva și semințe? Sau? Avem producători. Noi ca asociație nu vindem semințe. Noi participăm. De 10 ani am avut o distribuție gratuită. Am distribuit în fiecare an între 3.000 și 5.000 de distribuții la 3.000 și 5.000 de familii gratuit. Dar avem producători care trăiesc din asta, care vând și pe care îi promovăm prin pagina asociației, prin mijloacele de social media. Da, se găsesc și de cumpărat, se găsesc și gratuit, se organizează târguri prin toată țara, grupuri informale în care participă foarte mulți membri noștri. Sigur, dar trebuie doar să te intereseze un pic subiectul și exact. Oricine poate găsi, poate să aibă acces la semințe tradiționale, sigur. Altfel, Timișoara, ok, duminica, la ora asta. Da, este minunat, avem o atmosferă aici extraordinară. Evenimentul este organizat de Asociația CRIES, o asociație pentru un centru de resurse pentru inițiative etice și solidare. Festivalul nu este la prima ediție și m-am bucurat să mă întâlnesc cu foarte multe inițiative, foarte multe asociații care lucrează
pe problema alimentației echitabile, dezvoltării rurale și așa mai departe. După acești ani de pandemie în care lucrurile au mai amorțit, cred că începem din nou să ne intrăm în ritm și să ne activăm, să ne mobilizăm. Să ne revenim, să ne revenim. Da, așa, absolut. Popular, să ne revenim. Să ne revenim. Vă mulțumim pentru prezența în program, să aveți vreme frumoasă acolo în Timișoara. Sună extraordinar oricum, e ca o invitație, numai că nu e mai greu să ajungem la PAS, Festivalul Gastronomic din Banat. Am fost împreună cu Ramona Duminicioiu, președinta Asociației Ecoruralis, povestind un pic despre Ziua Femeilor din Mediul Rural. Vă mulțumim pentru prezența în program.